Proaspăt divorțată, Adriana Ochișanu face ce-i place și spune că încearcă să iasă din tiparele tradiționale. Pentru mine a fost o experiență nouă. Pentru un moment chiar m-am simțit într-un rol așa de actriță. Nu vreau să se facă aberații că m-aș fi dezbrăcat și de-am ies din minți. Este adevărat, pentru mine este totuși niște poze artistice. Eu cred că orice femeie care se respecte și care arată bine și-ar dori astfel de poze. Când voi îmbătrâni și când nu-mi voi mai arăta așa cum arăt acum, îmi voi aminti cu mare drag de experiența pe care am avut-o. Vedeta este susținută în tot ceea ce face de actualul ei iubit, omul lângă care și-a găsit liniștea sufletească. Cu el am ales pozele, să știi. Nu am făcut eu alegerea, am făcut-o împreună. Și înainte de a accepta oferta revistei VIP Magazine, m-am consultat cu el. Mă simt foarte liberă în decizii și crede-mă că întotdeauna, făcând un pas, mă gândesc bine ceea ce fac. Eu cred că n-am făcut absolut nimic rău. Adriana spune că își dorește o fetiță de la actualul iubit. Normal că îmi doresc o fetiță, dar vreau o fetiță să-mi calce pe urmele mele și să-i leg cosițele și să o îmbrac cu cele mai tari și mai frumoase rochi, bijuterii. Asta este visul oricărei femei. Deși în ultima perioadă a avut momente dificile, Adriana este sigură că destinul le va pune la locul lor pe toate. Ea spune că i-are alături pe cei apropiați, mama, sora, omul iubit și puținii prieteni care i-au mai rămas. În astfel de momente și mai ales când sunt greutăți, cel mai bun prieten este cel care îți cunoaște sufletul cu adevărat. Toate fetele aleargă după unul cu jeep, cu de ultimul răcnet, după contul iubitului. Nu știu, pentru mine totuși sufletul contează cel mai mult și dacă este suflet și ai un om care te înțelege, orice se face împreună. Pozele, să știi, n-am făcut eu alegerea, am făcut-o împreună. Și înainte de a accepta oferta revistei VIP Magazine, m-am consultat cu el. Mă simt foarte liberă în decizii și crede-mă că întotdeauna, făcând un pas, mă gândesc bine ceea ce fac. Eu cred că n-am făcut absolut nimic rău. Adriana spune că își dorește o fetiță de la actualul iubit. Normal că îmi doresc o fetiță, dar vreau o fetiță să-mi calce pe urmele mele și să leg cosițele și să o îmbrac cu cele mai tari și mai frumoase rochi, bijuterii. Proaspăt divorțată, Adriana Ochișanu face ce-i place și spune că încearcă să iasă din tiparele tradiționale. Pentru mine a fost o experiență nouă. Pentru un moment chiar m-am simțit într-un rol așa de actriță. Nu vreau să se facă aberații că m-aș fi dezbrăcat și de-am ies din minți. Este adevărat, pentru mine este totuși niște poze artistice. Eu cred că orice femeie care se respecte și care arată bine și-ar dori astfel de poze. Când voi îmbătrâni și când nu-mi voi mai arăta așa cum arăt acum, îmi voi aminti cu mare drag de experiența pe care am avut-o. Vedeta este susținută în tot ceea ce face de actualul ei iubit, omul lângă care și-a găsit liniștea sufletească. Cu el am ales...